Un concert de caritate pentru Laurențiu Crețu a avut loc duminică în Rezina. Mă închin în fața dumneavoastră că ați fost receptivi și ați achitat acel bilet, ați venit la acest concert și datorită bunăvoinței dumneavoastră o să-l ajutăm împreună pe Laurențiu. Vă mulțumesc! Și acum vreau să cânt o piesă pentru mama acestui băiețel, Laurențiu, dar și pentru dumneavoastră, pentru toate mamele care au venit la acest spectacol. Partener media al evenimentului a fost postul de televiziune Elita. Reportajul realizat de echipa Elita TV despre cazul familiei Crețu din satul Țareuca a sensibilizat mai mulți artiști din capitală care au decis să-l susțină pe Laurențiu. Personal am fost foarte receptiv pentru că am primit cazul, adică am primit un filmuleț despre acest copil și m-a sensibilizat, cum am zis, și am zis că neapărat trebuie să vin să-l ajut pentru că merită să-i dăm o șansă la viață. Mă socotit de cuvință că omenia este mai presus decât toate. A fi alături de această familie frumoasă, tineri, plin de energie, plin de viață, care vor să-și aibă copilul sănătos, să-l crească sănătos. M-a impresionat această poveste a lui Laurențiu. E vorba de o sumă extraordinară. Am înțeles că prin la noiembrie ar trebui să se facă această intervenție chirurgicală și sperăm să fie de bun augur. Pe parcursul concertului, cei prezenți au avut posibilitatea să contribuie cu un ajutor financiar. În sală a fost plasată o ladă de colectare a banilor. Oamenii veniți la concert au spus că nu pot rămâne indiferenți față de cazul micuțului Laurențiu. Cum poți să stai acasă indiferentă de așa o durere și de așa un amar care nu pot sta, care nu a avut copil bolnav în viață? Poate să nu sunt lucrul ăsta, dar eu știu, pentru asta am trecut. Vreau să spun bravo tinerilor care au organizat acest lucru, bravo celor care au venit să cânte ca să trezească inimile oamenilor să facă un bine. Mă rog chiar la bunul Dumnezeu să-l pună pe picioare pe acest copilaș, să aibă bucurie părinții, să aibă și frățiorul cel mare, frățior mai mic. Părinții și organizatorul concertului au fost foarte emoționați de receptivitatea artiștilor. Unii dintre ei au venit să cânte din proprie inițiativă, fiind informați de colegii de breaslă despre acest concert de caritate. Familia Crețu s-a bucurat mult și de receptivitatea spectatorilor. Am avut foarte mulți artiști, toți care sunt prezenți, au venit fără ca noi să-i anunțăm, ca să-i rugăm să vină ei. Adică ei singuri ne-au propus participarea lor la așa un concert de caritate. Le sunt foarte recunoscători la toți. Persoanelor văd că se adună, sunt persoane foarte multe care vin la vizită la acest concert ca să ajute pe Laurențiu. Sunt mulțumit, sala este aproape plină, mai rămas niște bilete nevândute, dar pe parcurs sper lumea să se mai alăture și să profităm cu toții de un concert frumos, să ajutăm acest băiețel Laurențiu. În urma concertului de caritate, al cărui partener a fost televiziunea Elita din Rezina, pentru operația lui Laurențiu s-au colectat 11.500 de lei. Amintim că operația este planificată pentru data de 1 noiembrie curent. Familia Crețu mai are nevoie de încă 10.000 de euro. Toți cei care au posibilitatea să-i ajute pot face donații pe contul bancar afișat pe ecran. La moment, starea de sănătate a lui Laurențiu s-a agravat. Băiatul a fost internat la centrul mamei și copilului din capitală.